Parohia Buhăieni Drăgănești, protopopiatul 1 Iași, situată în comuna Andrieșeni, județul Iași, a organizat sâmbătă 29 februarie 2020 un pelerinaj la câteva așezări monahale din județul Iași. Cea mai mare parte dintre credincioși au ales să parcurgă acest itinerariu din dorința de a se închina pentru prima dată la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu. Coordonatorii activității au fost preotul Petru Constantinescu de la Parohia Buhăieni Drăgănești și profesorul pentru învățământ primar Ilie Urmă de la Școala Generală Gheorghe Ciobanu Andrieșeni. Sub genericul pelerinaj în cinstea sfinților, cei 70 de enoriași din comuna Andrieșeni și nu numai au ajuns la orele dimineții la mănăstirea Galata din Iași. Prin cheltuiala și purtare de grijă a arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, în casa de oaspeți Sfântul Ierar Spiridon din Lunca Cetățui a fost oferit un prânz consistent spre slava lui Dumnezeu și în semn de mulțumire pentru toate binefacerile primite. Pelerinii s-au îndreptat apoi către mănăstirea Hadâmbu, unde s-au închinat în Biserica Mare și în paraclisul de la demisolul acesteia. Icoana ta cea făcătoare de minuni adună în jurul ei pe toți iubitorii de îngerească viețuire, ce doresc fără încetare să cunoască lumina cea neapropiată, lucrând cu frică și cu tremuri pentru a lor mântuire. În Biserica Nașterea Maicii Domnului, părintele Petru Constantinescu a oficiat slujba acatistului, la finalul căreia s-au rostit ectenii pentru cei prezenți și pentru lumea întreagă. Din mâinile răbăritorilor acest sfințit loc de rugăciune l-ai scăpat. Bucură-te că prin rugăciunile monahilor de pe prădători ai rușinat. De tot felul arată-te tămăduitoare și curmăre suferința celor deznădăjduiți din pricina lipsurilor materiale și spirituale. Arată-te întăritoare și sprijinitoare. Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt locașul acesta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea celor răi asupra noastră, de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea despre minunile săvârșite de icoana Maicii Domnului a vorbit cu acest prilej protosinghelul Iorest Goraș, secretarul mănăstirii Hadâmbu. Am organizat acest pelerinaj astăzi, la sfârșitul lunii februarie, în 29, când este, de data aceasta, în 2020, este an bisect, și, dar mai cu seamă este pomenirea Sfântului Ioan Casian Românul. Iată, cu un număr impresionant de credincioși, aproximativ 70 la număr, au pornit de dimineață căutând soarele dreptății și iată că între nori s-a arătat bucuria aceasta revărsată asupra lor în acest loc al mănăstirii Hadâmbu. După oprirea la mănăstirea Galata, ne-am așezat împreună la masă în comuniune la casa de oaspeți din Lunca Cetățuii, având numele Sfântului Ierarh Spiridon, și trăind comuniunea aceasta și împărtășirea de la masă, rugăciunea făcută împreună.
Ei bine, la Mănăstirea Hadâmb am descoperit lucruri minunate din istoria bisericii, care ne dăjduim că i-au întărit pe credincioșii noștri în răbdare, în puterea rugăciunii. Vom continua pelerinajul acesta în mănăstire, la mănăstirile din jurul Iașului, transmițând gândul cel bun către Părintele Stareț Nicodim Gheorghiță, pentru primirea aceasta călduroasă și pentru imboldul pe care ni l-a dăruit de a veni în aceste lucruri binecuvântate și din a ne înfrupta din frumusețea aceasta. Foarte bine primit, bine explicat, am înțeles foarte multe și să dea Dumnezeu să ne ajute. După cum mi s-a explicat, foarte bine. Cum vi se pare aici, în acest loc? Nemaipomenit. Chiar n-am fost niciunde. La e foarte bine, e o zi frumoasă. Cât îți eu de bolnavă, sper. Și parcă am simțit că Dumnezeu mă ajută. O să uite evenimentul de astăzi. Cum ați trăit aici, în cele câteva clipe petrecute aici la Sfânta Mănăstire? M-am încărcat de bucurii duhovnicești. Și sufletește atât, da. E o hrană a sufletului. Foarte frumos. Cum ați trăit momentul din biserică? Cum? Duhovnicește, multă evlavie, cu smerenie. A fost frumos, a fost tare liniște și cu durere în suflet, că tare am venit să mă rog la Dumnezeu că am necaz și pentru copii și pentru nepoți. Și de Dumnezeu să ne atașăm și în străinătate, care să poată veni și mai cu seama unui Italia, care unui gripa asta. Pentru sănătate la toată lumea, să le dea Dumnezeu sănătate pentru toată lumea. Și, da, asta e. Cum ați trăit momentul din biserică? S-a din biserică, acatistul, da, s-ați închinat? M-am închinat, da, la icoana Maicii Domnului. Am o ușurare, parcă ești mai ușoară, mai liniștită, să mă duc cu bine acasă, să rugem cu bine, na, și să facem. Și de Dumnezeu să mă taci la preoții de aici. Era de la Agapa Frățească oferită, cum vi s-a părut? Foarte bine, foarte bun, bravo lor, cine a organizat, foarte, și de Dumnezeu să mă taci, să zicem și băda proste pentru ce cine a dat, foarte, n-am avut niciodată și acum am fost, prima dată ieșită din, merg și eu așa, că n-am fost până acum niciodată. Și de acum să merg și eu, tot am început pentru copii, dar de acum să merg și eu să mai văd și o lumea. Programul pelerinajului a mai cuprins vizitarea și închinarea la Mănăstirea Cetățuia, la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi și la Catedrala Mitropolitană din Iași.